viețile noastre de multe ori apar diverse animăluțe și vrem ca ele să ne și asculte, dar să nu fie nefericite. Din când în când mai acceptăm și sfaturi din partea celorlalți. Dacă la copii nu se bagă nimeni, sunt doar eu cu internetul, eu tiu să-mi cresc copilul, eu și internetul, le creștem împreună. La animăluțe recunoașteți cu toții că mai întrebăm pe colo, pe colo, ba medic veterinar, ba dresorul. Cătălin Cornea este dresorul nostru preferat la Neața și a venit din nou să ne arate lucruri simpatice. Bună dimineața, Cătălin! Imediat stai acolo, am să iau un microfon. De pe... la valieră, am și la valieră. Ai la valieră, nu mă anunță nimeni, o să spar gura cuiva, pentru că nu este câine și are voie să primească o joardă. Cu cine ai venit? Am venit cu Tim, o cățelușă comunitară. Da. Luată de pe stradă, acum cred că s-au făcut 2 ani. Păi nu mai e comunitară, gata. Nu mai, acum e cățel de casă, dar are toate trăsăturile unui câine, să spun așa, luat de pe stradă, pentru că dacă ea a crescut acolo, are școala vieții, da, și a trebuit să o readaptezi la mediul ăsta de familie, mediul de casă, toate rigorile care țin de conviețuirea alături de oameni de și domestic. De societatea noastră. Da. Un cățel care a trăit pe stradă, ori este foarte fricos, clar, și trebuie și să a trecem avut peste asta. Pasajul ăsta, da. Ori este tot timpul în tensiune, crede că cineva vrea răul. Să-mi spui cum treci de pasul ăsta. Ideea este să desensibilizăm un pic câinele. Eu am lucrat cu ea, avea toate chichițele acestea de lătrat la mașini, la bicicletă, motocicletă, bicicletă, oameni care alergau, dar totodată avea și diverse pusee de teamă față de oameni care o băgau în seamă. Și atunci am asociat tot acest ansamblu, l-am asociat pozitiv, cu recompense, cu joacă, cu mingiuță. Am avut mare noroc că ea se joacă foarte mult cu mingiile, cu mingile, și atunci am făcut niște jocuri care i-au strânit un pic așa din instinctul ăsta de vânătoare, pe care ea în viața ei de pe stradă l-a folosit ca să supraviețuiască. Hai să arătăm câteva lucruri telespectatorului, asta pentru că poate acasă le licărește ideea oamenilor în cap să nu iau un câine cu super pedigree care costă aproape cât un tico și să se poată bucura și de un cățel care a avut o șansă în minus față de cei cu pedigree. Da, este foarte important. Am venit aici cu tot felul de cățeluși de rasă, mai mici, mai mari, dar astăzi este ziua câinelui comunitar, să ne arate ce poate. Da. Și într-adevăr ei pot. Au o sensibilitate aparte față de noi și acum eu o să mă joc un pic cu ea. Pe lângă disciplina obișnuită, eu am făcut cu ea și... Ia, șez. Am făcut cu ea și diverse tricks-uri. Ia, treci la pas. Bravo. Bravo. Aproape. Șez. Bravo. Aproape. Șez. Bravo. Ia. Incredibil. Treci. Hai. Bravo. Bine, alunecă un pic la noi aici, că nu e pe... Da, este un pic... Vedeți că nu vă antrenați pe parchet acasă, nu, ci ne antrenăm pe asfalt, în iarbă. Aha. Sau pe covor. Bravo. Dar de unde știe câinele că tu vrei să stea la piciorul tău? Pentru că l-am învățat fiecare mișcare arătându-i traseele și recompensând comportamentul lui. Aha. De exemplu, acum, ia, hai, prind, bravo, hai, și prind, foarte bine, și încă o dată, haide, hai, bravo, aici, ia. Doamne, bravo, dacă aș putea tu, să fac așa aici, cu puberul la mare. Știu, bravo, întoarce-te. Am face o grămadă de bani. Bravo, tu, înapoi, bravo, tu, și încă o dată. Hai, întoarce-te. Da, vreau înapoi să înțeleagă necunoscătorul acasă. Cățelul face asta pentru compensă de el și înțelege că te joci cu el. Adică... Păi da, este atitudinea și starea pe care mi-o induc în momentul în care interacționez cu ea în felul ăsta. Da, e o altă stare decât cea în care stau pe fotoliu, mă uit la voi la televizor. Da. Că o fac foarte des în fiecare dimineață atunci când sunt acasă. Și alta este când merg pe stradă. Stau pe o bancă în parc, mă mai uit pe telefon, cățelul se plimbă și face diverse necesități. Dar în momentul ăsta eu schimb starea. Și da, atunci ea mă simtă, se conectează la energie, că în general se conectează la energiile noastre căței. Corect. Și atunci... Nu, asta n-aș vrea să facă puberul la mare, pentru că m-ar pune într-o situație. Dar mi-ar face plăcere să fie atât de ascultător, da, măcar unul din colegii treci mei. Treci, culcat. Treci, bravo, înapoi. Bravo. Asta este bun. Ia, fii atent, unde ești? Unde ești? Se poate? Culcat, bravo. Hai, vine aici. Bine aici, cerc. Bra, cerc. Așa, așa. Sunt lucruri pe care, bra, le facem împotriva manualului de zoologie pe care l-am răsfoit eu în liceu.
Mersul cu spatele nu este propriu unui animal, vă dați seama? Ia. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Aici sunt. Hop! Și încă o dată. Hop! Iată! Bravo! Da, să știți, câinele nu face un compromis, el chiar se joacă. Se vede după, după acest zâmbet al cățelului. Bravo! Pe care unii îl consideră... Bravo, tu iubita! Merge într-un picior. Bravo, tu, bravo, fii atent. Unde ești? Ia, unde ești? Stai, bravo. Hai, hop, hop. Bravo, hop. Bravo. Bravo. Bravo, iubita, iubita. Foarte bine, ia de aici, te-am merit. Super, super. Ce trebuie să știe omul când ia un cățel de pe stradă? Ca să nu ia pe un drum greșit și să nu facă rău câinelui sau să-și facă singur probleme. Un cățel de pe stradă. Un cățel de pe stradă, dacă îl luăm de mic, trebuie să-l obișnuim exact ca pe orice alt câine de rasă. Dacă îl luăm deja mare, așa cum a fost situația lui Tim, îl ajutăm să se readapteze mediului în care noi l-am introdus și acum este cumva într-o situație, cum ai spus mai devreme, domestică și trebuie să avem grijă că toate comportamentele venite din genă, gena câinului de pe stradă. E un câine de bucătărie, am observat. E un câine de... Face și așa ceva din când în când. Și s-ar putea să fugă și cu o bucățică de acolo, așa că ai grijă, Vlăduț. Să nu, să nu fure Vlăduț de Vlăduț, nu fure, nu fure, n-are. Bine, dacă îl chemăm, dacă o chemăm pe cățelușe, vine. Tim! Ia! Păi nu te vede de Tim. Masă. Hai, aici. Ia uite, repede, repede. Opa, așa. Ești gata? Ia zi-mi ceva. Hai, latră. Ia, latră. 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 Bravo. Frumos? Da. Eu mă chinui să-l fac pe bișorul răzvan să nu latre și tu, mă rog. El are niște nume de acrobație. Bă, care mingea deja pregătită. Da, avem două elemente cu care o stimulez. Mingea și mâncarea, în funcție de situație, și mingea este elementul care o încarcă și mai tare. Deci exploatez un pic instinctele ei. Să continuăm. Deci, în primul rând, câinele de pe stradă trebuie învățat cu faptul că e deja într-un mediu în care trebuie să fie docil sau, mă rog, măcar să nu facă tărăboi. Da, asta clar. Asta clar și necesită un pic mai mult decât stimularea pur și simplu cu mâncare. Deci este o lesă, o zgardă, trebuie obișnuită. Ea a fost obișnuită, de exemplu, și cred că mulți din câinii comunitari care sunt luați de pe stradă, trebuie inițial să fie obișnuiți cu o zgărduță la gât și cu o lesă. Da. Pentru că, în primă fază, comunicarea noastră cu ea este tactilă. Ne leagă de ea acel fir care o reține să nu facă diverse. Uh-huh. Și după aceea încurajăm cu recompensă, când este cazul, comportamentele care ne plac. Și înțelege și câinele până la urmă cam care sunt limitele. Dar e un drum. E un drum. Am înțeles. Dacă nu vă mai descurcați, apelați la specialist, așa cum am făcut și noi. Sunetul magic. Mai avem timp pentru două, trei lucruri, dacă vrei să ne mai arăți ceva. Ia, să te văd. Ești gata? Înapoi. Bravo. Hai și încă o dată. Vino. Hoba! Bravo. E pe gheață aici. Bravo, mai facem o dată cu șchiopul. Ia, hai, șchiop. Incredibil. Bravo, tu! Ia-o de aici! Și mulțumim tare mult pe Cătălin, găsiți ușor, inclusiv pe Facebook, este Cătălin Cornea. Și pe Facebook, Cătălin Cornea sunt, și pe site, cătălin-dresaj.ro. Mulțumim tare mult! Cu plăcere, domnule. Mă bucur că v-am revăzut Tim, și sper să ne revedem bine. Măi. Ia, Tim, uite-te, salută lumea aici! Ia uite! Bă, salută și tu! I-ai dat mingea numai întreaga. Ia salută și tu! Lasă! Au! Ia să vedem. Lasă. Ne pregătim de scurtă pauză. Flavia ne-a adresat pe noi toți. O să vă arătăm imediat prin ce metodă. Dar ce s-a întâmplat? Suferim. I-ai luat jucăria. Ia uite. Salut. Ia. Hop. Incredibil. Poți să-mi lași minguța asta două săptămâni, te rog? Ia. Pauză, ne întoarcem imediat.